Polițiștii din cadrul postului de poliție Bălănești au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 52 de ani din comuna Bălănești despre faptul că un localnic de 64 de ani ar fi exercitat acte de violență asupra sa, provocându-i leziuni. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reșit faptul că agresorul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri pe fondul unui conflict mai vechi și ar fi amenințat-o prin faptele sale, tulburând liniștea localnicilor. Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă a Lipeșe-Gorj, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cel în cauză a fost prezentat astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.